Trupa Deep Central a lansat un nou videoclip. Doru și George au vrut să iasă din tipare, așa că lansarea a avut loc într-o locație inedită pe pista de karturi din Pipera Tunari. Simultan a avut loc și lansarea fanclubului oficial Deep Central. Atmosfera a fost incendiară la lansarea noului single Deep Central. Băieții le-au promis fanilor că vor ajunge în fruntea topurilor muzicale și au ales o locație inedită care să pună în valoare clipul. Piesa asta a fost făcută cu adrenalina pentru... piesa asta este hit. Am vrut să facem o lansare foarte intimă cu prietenii noștri, fără public, într-o locație care să fie strâns legată de ideea clipului și a piesei. Videoclipul a fost filmat la Constanța. Au fost două zile pline de filmare, da. Adică 20 de ore. Doru și George nu au uitat să le mulțumească fanilor pentru sprijin. Am vrea noi să mulțumim tuturor fanilor noștri, oamenilor care vin la concerte, care ne dau like-uri, care comentează pe site-ul de socializare pe deepcentral.ro. Tot ieri a fost lansat și fanclubul oficial Deep Central. Cei care se vor înscrie vor putea participa la concursuri cu premii și vor putea vedea imagini în exclusivitate cu artiștii preferați. Nu doar fanii au șansa să câștige un premiu, ci și membrii trupei. Doru și George au fost nominalizați la categoria Best Group la Gala Romanian Music Awards 2011. Vor concura pentru acest titlu cu Accent, DJ Project and Julia, Fly Project și Play and Win.